Astăzi, în jurul orei 12:40 noaptea, doi tineri de 19 și 23 de ani din Motru au fost prinși în timp ce sustrăgeau bunuri dintr-un autoturism staționat pe o stradă. Polițiștii le-au întocmit tinerilor dosar penal, urmând să o continue cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale a celor doi. La data de 23 decembrie anul în curs, în jurul orei 04:40, polițiști din cadrul Poliției municipiului Motru au depistat un flagrant delict, doi tineri de 19 și 23 de ani din municipiul Motru, în timp ce sustrăgeau mai multe bunuri dintr-un autoturism staționat pe o stradă din aceeași localitate. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Cercetările sunt continuate de polițiști pentru documentarea întregii activități infracționale a bănuiților.